Bună dimineața, București! Cu Alex Vinculescu și Andreea Bratul. Bună dimineața tuturor, 9 și 32 de minute. Ați ascultat mai devreme, înainte de Tatu și vocea invitatei noastre, cea care a făcut mișcare, face mișcare și ne învață și pe noi cum se face. Uite că știu să-și și microfonul, e de noastră. Bună dimineața! Da, deja mă obișnuim, da? Bine ai Bună dimineața. Acasă. Îmi Întreținerea voie. Intrățineați plătești la etajul 3, între da, 9 și bani. 10. Uh, Dalia Giubega uh, a mai a avut o invitată, A mai prezentat-o în calitatea ei de instructor antrenor. de fitness, antrenor. Da, antrenor de fitness. <gântu -i> mai, fa mai face lumea sport? <gântu -i> mai face lumea sport? <gântu -i> e, cum da, să nu. Cum cum nu? Cum da, tu da. Mai faci sport? Faci. De voie, de nevoie. Fac. De plăcere, zice. Cumva s-a întâmplat să-mi sport să placă. și cu cei care învață să facă sport și mișcare? Faci mișcare ei, în același timp cu ei? Sau stai așa într-un jilț? Depinde de situații. Persoanele care sunt noi, cu siguranță au nevoie de mine mult mai mult și de cele mai multe ori mm -hmm. fac împreună cu ei. Altfel, în momentul în care încep să înveți da. așa lucrurile, sunt un observator foarte bun. Dar pe lângă asta mai am și o grupă una singură de fete drăguțe, simpatice, care se strâng așa cu toatele și acolo, da, fac spor cu ele, e energia orei. <laughs> frumos. Aș vrea să începem discuția de astăzi de la ce am spus mai devreme că acum că vine sezonul rece uh -huh. eu așa am învățat când eram mică, sezonul rece mai ce pe piftie, mai pe sarmale trebuie să te prindă două, cu un strat straturi. așa să nu-ți fie frig totuși. Adică vara da, ne pregătim trupul de litoral, dar iarna nu e nicio problemă dacă trupul ești un pic mai pufos. De <laughs> trupul de pârtie, trupul de schi, da. Mai este o, ceea ce spui tu acum, este o situație pe care corpul o face oarecum singur. Gurel. Pentru că el este a, în așa fel construit, în așa încât, în momentul în care vremea este mai, mai călduroasă el automat începe să slăbească puțin, tocmai mm -hmm. pentru că, în primul și în primul rând, transpirația este mult mai activă și mai prezentă. <laughs> uh, în schimb, în momentul în care temperaturile sunt un piculeț mai scăzute, da, el știe singurel că trebuie să se protejeze puțin pentru că are, în primul și în primul rând, de încălzit un corp. Mm -hmm. Iar pentru asta el folosește puțin mai multă energie față de perioadele care sunt un pic mai călduțe. Uh, și da... Ține un pic mai, mai mult de greutate, și e o îngrășare pe care o facem natural, dar n-aș numi eu neapărat îngrășare. E o fluctuație de greutate care este absolut normală, normală și se întâmplă și că vrem și că nu vrem. Există un număr de kilograme pe care le putem pune în perioada asta rece uh, normal? În congelator da. sau unde să le punem? Nu, nu, pe, pe noi. Care Kilogram este limita corp, de, de unde ar trebui să ne facem griji? Când am sărit um, de 2 kg în plus, de 3 kg în plus, da, care ar fi limita? În principiu, acea fluctuație de greutate reprezintă kilogram kg. Cam aia se poate nota ca fiind doar o fluctuație a greutății. Tot ceea ce trece de 1 ,2 kg încolo, cu siguranță, nu mai e doar o simplă fluctuație. Plus că trebuie să fim și atenți la ce am mâncat, că dacă alimentația noastră a fost relativ aceea și n-am făcut niște excese în ultima perioadă și cu toate astea pare că am mai pus câteva grame, kilograme pe noi, înseamnă că nu e o chestiune pentru care ar trebui să ne facem griji. Însă dacă noi știm că am mâncat plătite și niște cartofi și alte lucruri de genul și ne-am îngrășat un kilogram, două, poate trei, atunci ar trebui să ne facem griji, că e clar că nu e de la vreme. Să înțeleg că nu ți-ai schimbat părerea despre pizza. Nu, dar e și bună dacă îmi spui pizza cu conopidă și ananas, nu mai cu și permite să mănânce pizza bine, ea da și îmi pare rău acum, lasă întorc oglinda există o filozofie a mișcării și a alimentației s-a născut treaba asta încep să fiu și eu adeptul ei nu știu dacă va ajunge la stadiul de religie la un moment dat, dar trebuie să ne raportăm la ea și la ce vrea corpul nostru de la noi. Ce ai tu că trebuie să menținem Dacă nu știați poate Nu v-ați interesat sau nimeni nu v-a spus Tot organismul nostru are o memorie Exact Trebuie să ținem seama de asta și el învață Și știe că trebuie să ajungă acolo Iar dacă mm. nu-i dăm peste cap, nu-i dăm un reset S-ar putea să ne trezim iarăși cu kilogramele Pe care le-am dat jos exact. Mergând pe ideea, băi, am slăbit De acum gata, pot să mănânc absolut orice Da, da, de asta practic De foarte multe ori Persoanele care reușesc să slăbească o, un număr de kilograme, de multe ori poate chiar exact același pe care și l-au dorit și l-au propus ca și scop la bun început, dacă nu sunt foarte, foarte, foarte tente în momentul în care au terminat de făcut ceea ce își doreau cu siguranță acele kilograme vor reveni, pentru că exact ceea ce spuneai tu, corpul nostru are o memorie, el știe foarte bine ce vede în oglindă, iar dacă în oglindă dintr-o dată la, nu știu, trei luni a apărut altă persoană, există posibilitatea ca în următoarele trei luni să apară din nou cea pe care el o cunoaște. Și sincer să fiu, cumva... Mi se pare că de multe ori este mult mai grea menținerea în sine decât slăbirea. E mult mai grea. Și probabil și pentru faptul că oamenii nu îi dau atât de mult credit. E o disciplină, până la urmă, pe care trebuie să o să ai în vedere. Exact, că nu e vorba doar Un regim de viață, nu doar regimul acela, da, gata, am slăbit, de mâine poți să mănânc jumătate de procent. Da, 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 contează foarte, foarte mult cât de bine reușești să îți implementezi niște noi obiceiuri și de asta încerc de foarte multe ori, Mereu, de fapt. <laughs> să îi fac pe oameni să înțeleagă că nu e despre o dietă, nu e despre asta. Este despre cum reușim să schimbăm niște obiceiuri care sunt defectoase pentru noi în momentul de față. Asta e cel mai greu, să schimbi obiceiurile. Da, exact. Dar dacă te montezi înspre direcția asta, n are cum să nu țiasă. -ți E. Adică dacă tu îți dorești, de fapt, să înțelegi cum să faci mai bine și nu să slăbești 5 kg, o să-ți iasă să înveți să faci, să faci mai bine. Ideea e ce scop îți propui și de unde pornești și care ți este focusul efectiv. Dar până la urmă și să slăbești la 5 kg este greu. La fel cum mm -hmm. poate să fie greu să-ți re. Să dai un reset. Da, sincer, cu toți oamenii cu care am vorbit și care fie au început să meargă la sală, fie au început să iasă la alergat, să facă un pic de mișcare, eu n-am auzit pe nimeni care să-mi spună, uh, vreau să-mi schimb obiceiurile sau așa. Maxim mi-au spus, mi-aș dori un stil de viață sănătos. Dar uh, principala motivație a fost, vreau să dau 5 kg jos, 6 kg jos. Da, așa cam, este. Cam de acolo uh, pornim pornirea toți. Pornirea inițială a oamenilor într-adevăr asta este. Și cred foarte tare că este important, cu cine dorești să lucrezi și de unde vrei să ții informațiile pentru a ajunge la scopul respectiv. Pentru că, de exemplu, dacă ajunge cineva la mine, cu siguranță o să le explic foarte uh, clar că nu, nu, este despre trebuie să intru în rochia asta ca am evenimentul ăsta peste trei luni și bate, e, sună Apropo, nu mi <laughs> Trebuia să încep de mică. Da? Că între timp te-ai făcut... Te -ai făcut, te -ai făcut mare și nevoie. Da. De la vârsta de 2-3 ani trebuia să ții seama de treaba asta. bun. Hai să ne jucăm puțin. Să ne jucăm, dar... și după, Aia, după aia ne întoarcem la, la pat. Acum? La pat. Este extrem de important. Nu știi ce se întâmplă? Patul e chestia aia. Somnicul? Somnicul? nu. Trezitul de dimineață e chestia e obiectul ăla în care stai din când în când ziua, noaptea, repinde cum ai tu programul organizat și în care se presupune că dormi. De ce, întreb? Da, lasă după ce ne jucăm. <laughs> da, da și să... Să, să ne jucăm puțin și să facem un. Uh, adevărat sau o false da. fitness edition. Oh, super. Să demontăm niște niște mituri, să stabilim niște chestiuni, așa poate ne ajută uh, să facem pasul acela către a ne schimba uh, obiceiurile. Dacă faci sport dimineața, arzi uh, mai multe calorii decât seara. Nu, fals, nu are nicio fals? legătură. Fals? Nu. Le arzi dacă scopul e să le arzi, le arzi oricând. Adică nu. Important e ce faci ca să le arzi. Că dacă dimineața te antrenezi o oră și te antrenezi sănătos și frumos cum trebuie, așa, după un program, cu siguranță arzi caloriile mai multe. Deci dacă seara mai faci o plimbare, da, arzi mai puține. Da. Deci, e important e, ce faci, nu, nu, arzi nicio legătură... gazul de așa. Da, nu are nicio Calori. legătură în momentul zilei. <laughs> trebuie să faci sport în fiecare zi pentru a vedea rezultate. Fals și aceasta, nu. Chiar nu trebuie să facem sport în fiecare zi. S-a auzit, da? Să mai spun o dată? <laughs> Eu deci deja mă țin de scaun deci nu trebuie. Cum, adică? Nu, chiar nu trebuie să facem sport în fiecare zi. Corpul nostru are nevoie de pauză, la fel cum are nevoie de stimuli ca să îl facă să ne dea rezultatele pe care le dorim. Dacă stimulii aceia devin zilnici, există mari șanse să nu mai reprezinte niște stimuli, pentru că deja reușește să se obișnuiască cu activitățile respective. Dacă facem sport în fiecare zi și îl mai ducem și într-o extremă de intensitate, aia este o directă, adică săracul nu va mai putea să-ți mai dea niciun soi de rezultat. Este foarte greu pentru el să ofere rezultat atâta timp cât el nici măcar n-a metabolizat ce Dumnezeu lui s-a întâmplat cu el în antrenamentul de azi. Azi nu mai joc șah. <răș> Ia o pauză. Apropo de intensitate, antrenamentele de intensitate mare sunt cele mai eficiente pentru pierderea în greutate. Uh, fals. Uh, din nou, este important să ai stimul pentru corp. Indiferent, adică treaba asta contează foarte, foarte mult pentru persoana care face sportul. Pentru că dacă are o masă musculară foarte bine dezvoltată și în mod normal el nu a făcut antrenamente intense, sigur că un antrenament intens o să-i să stimuleze corpul. Uh -huh. În schimb, o persoană care s-a obișnuit să facă niște antrenamente intense, dar n-a făcut niciodată un antrenament un pic mai uh, intens din punct de vedere forță cu siguranță aia îl va stimula mai mult, acel antrenament îl va stimula mai mult. Cum altfel, persoana care nu face niciun soi de antrenament îl va stimula poate și o plimbare un pic mai lungă astăzi. Important este să existe un stimul față de ce ai făcut ieri, să-ți stimuleze efectiv ceva metabolismul. Să existe un soi de activitate. Iar sportul foarte intens, exact ce m-ai întrebat adineori, nu este eficient pentru că nu ți dă momentele de pauză pentru corp. Corpul are nevoie și de pauză. Atenție, cum în mare nevoie. principiu vorbim de sport, despre persoanele care fac mișcare la nivel de amatori, nu? Pentru profesioniști există da. un program stabilit. Exact. Cu... Dar da. să știi că program există eu, de exemplu, pentru fetele mele la, la sală. Ele toate au un program, adică nu trebuie să faci. Nu trebuie să fii coleg cu David Popovici <laughs> ca să ai un program de fitness. Nu așa se fac lucrurile. Okay. Un program de fitness trebuie să existe pentru fiecare om. Că chiar și faptul că te-ai hotărât, nu știu, efectiv, să te plimbi mai mult, tu trebuie să contorizezi că te-ai plimbat ieri ca astăzi să te, să te plimbi mai mult și implicit să apare acel stimul, ceea ce înseamnă că faci un pic mai mult decât ieri. Mm. Da? Adică despre asta e vorba, Cum nu trebuie început, să ajungi Cum am început eu, fac o flotare a doua zi? Da, în degete fac. Uite acum am apuc și fac-o, să că merge. Pot să ultima pe listă, pe ziua de astăzi, dar să știi că mai strângem, te mai așteptăm și mai discutăm. Cea mai mare problemă a, a mea și cred că a multor fete și nu doar a fetelor, burtica. Okay. Vrem să scăpăm de, de burtică și gândul nostru se duce automat la abdomene. Mm. Abdomenele sunt cele mai bune pentru a scăpa de grăsimea de pe burtă. Absolut Adevărat sau fals? Loc. Fals. Un fals. fals atât Ai, de știu, mare. Eu. Da, aia <laughs> nu, nu fac. Fals, nu are nicio treabă. Nu? Uh, corpul nostru nu știe să slăbească pe părți. <laughs> El nu știe că ni se pare nouă că avem... Uh, Burtică și brațe de gospodină. <laughs> El nu o să slăbească deci, unde ne dorim noi. Deci, auzi, <laughs> ajungem tot la celofan. Se întâmplă, se întâmplă cam un tot, așa e, e un întreg corpul ăsta. Iar slăbirea se întâmplă, în primul rând, datorită și datorită deficitului alimentar. Clar, vine din partea de mâncare. Sportul este cel care va reuși mereu să ne activeze metabolismul, și cu cât metabolismul nostru este mai activ, cu atât mai bine pentru noi, pentru că rezultatele pe care le vom avea ne sunt garantate sau vor fi cu siguranță mai prezente și mai ușor de obținut. Cam asta este Nu n are nicio legătură cu, cu, abdomenele Dreptul abdominal, adică mușchiul pe care îl avem noi pe abdomen Este un mușchi foarte mic El nu are capacitate mare de a arde De asta putem noi să facem În unele cazuri de... chiar nu se vede că e un mușchi mic <laughs> Nu știu cum să vă Aici că. cineva mușchi? mușchi? <laughs> da. <laughs> Spre deosebire de acuma, mușchi, nu. de exemplu, pe care avem pe picioare Care sunt foarte mari Ăia, da, consumă Important e să ai consum în corp nu să fac biceps mult ca să nu mai ai brațe de gospodină. Da, și cu asta o să închei această rundă. Aici e doar o curiozitate personală, la fel o chestie pe care o aud de fiecare dată. E adevărat că de burtă scap cel mai greu? E, cumva da. 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 Și deci, un mușchi da, atât de ultima, mic face atât de multe probleme. E ultima, dar nu mușchi mă, nu mușchi, Aici, ci dat, de pe burtă. Din nou și asta contează și să de... lucrezi la uh... nivel de stomac înainte. Da, cu siguranță. Ce? Bine. Nu, la nivel de stomac, adică să nu i mai dai de mâncare Ai Ia zic. ce frumos. Ai Ia zic. Da. Sunt aplaudat la sine deschisă. Și revenim, revenim la tu, pat. Ah, mm -hmm. tu, okay. no, nu tu, Alexandru. Revenim tine. la pat. De ce? De ce vreau să revin la pat pentru că am o întrebare, cât se pare de tehnică și de serioasă nu pare, dacă vă uitați la fața mea. Contează Patul în care dormim, salteaua, tare, moale Pentru că eu mă trezesc de dimineață okay. Uneori cu dureri de spate Cu o încordare aparte Și mă gândesc dacă salteaua e de vină <coughs> sau, Nu nu sunt neapărat sedentar Cât de important este alegerea patului în care dormim Pentru că odihna face parte și din viața noastră sănătoasă Așa pe scurt, pentru că Cornel arde în răbdare el... N-am putut să vă las da. N-am putut să vă las, am venit și eu Cum să spunem creativitatea liniștiți. La... Da. Deci repede, contează? să fie o atare moare neutră. Cum? Contează cum îți place să fie. Adică deci nu, are, -are, legătură. -are, legătură, -are, legătură. exact, dacă, pe, adică dacă tu simți că dormi bine pe o saltea tare, foarte bine. Blană să fie. Perna să nu sau se fără, miște. Cu pernă sau fără pernă? <laughs> Aș zice să nu fie perna foarte înaltă, okay. pentru că automat cervicala noastră, A, zona aia, asta de cap, va sta mult mai în față. Bărbia ta va fi în piept dacă ai o pernă foarte înaltă. Da. Sigur că sunt persoane care nu pot să doarmă altfel și real, vorbind, cred că e foarte important de fapt să ne trezim odihniți. Okay. Așa că deci, te simți. Da. La da, pat exact. alegerea fiecare la până să fie... Ideal uh... ar fi să nu fie. Fărcă, Așa, Cornele ai exact. cuvântul de încheiere? Da, mai am un challenge pentru tine. <laughs> ok. Este vorba totul despre... Uh... A improviza, da? Bun. Ești la birou și ai doar 5 minute libere între ședințe Ce okay. exercițiu rapid poți face pentru a-ți dezmorți corpul? Uh, un exercițiu de stretching aș zice uh, O ridicare de pe scaun efectiv O aplicare a trunchiului către înainte, spre sol o balansare a trunchiului așa? dreapta uite ce frumos exact așa mânuțele sus deasupra capului și le ducem okay. spre tavan exact niște Perfect. rotații de umeri eventual ca să se dezmorțească puțin tot ceea ce înseamnă partea asta a umerilor și spatele. Deja mă simt Poate mai bine. Poate niște rotații stânga dreapta trunchiului. Dacă mă simt atât de bine, <laughs> cred că o să fiu pus să fac și alte emisiuni. Nu mă simt <laughs> bine în trebuie să ajung acasă. Bun. Așa. Te afli într-un aeroport și zborul tău are o întârziere de două ore. Ce exercițiu ai face pentru a-ți menține energia? M-aș plimba prin aeroport. Prin duty free. M-aș exact. Okay, Bravo, și cheltuim și bani. Să zic, exact unde, dar... Super. Bine, mă, caz, dar... Da, te plim ce n-ai văzut. Și cheltuim și bani? Depinde în ce situație a vacanței te afli. Pleci sau te întorci, Asta mă interesează. Hai să zicem că plec. Plec, nu-i cheltuie. Cheltuie-mi vacanță. Ce-ai făcut? Nu, nu atingi nimic. Doar te uiți și îți faci așa niște impresii. Dacă te întorci pe ce-a rămas? Nu te mai întorci cu ea acasă. Am în aeroport. Cadu, cornele. Exact. Și mai am încă una... Să vedem, da, să stai vedem, ce iasă. Să, iasă. să vedem. Exact. Ce exact. S-a <răș> încurcat nu, rău, Am încurcat că sunt mai multe mi plăcut scenarii. mi cu, cu blocat în casă. Uite asta. În timpul unei vacanțe -a. la plajă, A, te okay. decizi să faci un antrenament, Bun. dar tot ce ai la dispoziție este un prosop. Okay. Ce exercițiu ai face? Dacă pui să pun în el, s-ar să ceva <laughs> răsucit. Uh, păi, uh, cu primul lucru care m a apărut a fost un exercițiu de abdomen, unde stai în șezut și treci piciorul pe sub picioarele deasupra picioarelor. <laughs> Asta a fost prima ce a apărut. Nu, 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 stai în șezut. Stai în Dar e aceeași mișcare ca la coardă? Uh, ceva de genul ăsta, ah, okay. exact. Okay. exact. Okay. exact. Uh, Poți să faci mai multe, nu știu, îl ții deasupra capului și faci de unde te unde unde ridici mâinile sus și le cobori în timp ce tu cobori și te ridici din, genoflex, din genoflexiune. Și, uh, și au un efect mai mare cu prosopul? Cu siguranță nu, dar dacă chiar vrei neapărat okay, să-l folosești, okay. exact, poate ai un accesoriu exact. okay, okay, Bine, acum depinde de la caz la caz Poți să renunți la prosop și s-ar putea să vină totul de la sine <laughs> Nu se știe nu. niciodată Îl folosești, -ma. orice accesoriu e bun Peste okay. ce ferche și ești tu pe plajă cu un prosop făcând așa Da, 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 <laughs> da, da mă imaginez deja să nu face asta De ce? Nu e indicat cu prosop Vreau să stau așa, stai să stau fix cum stau oamenii când se uită la plajă, Așa. poziția de tata, am înțeles Așa. asta, și mai trebuie și un prosop și îl fac sus, jos, când exact. mă plictisesc. Da, nu? sunt exerciții pentru umeri, de Și poziția de, de, de tata e alta pe plajă, stai în șezlong, lung, încerci să te pitești în spatele ochelarilor de, de soare și să faci pe salvamarul. Ok. Poate, cine știe de unde folos, sare iepurele nu, Eu știu. Da, nu, da, nu știu De ce ne-am rezolvat uh, dimineața asta uh, S-a terminat Începe de 10 ori România Am făcut și mișcarea minții, și mișcarea ochilor Și mișcarea trunchiului Eu nu m-am și dezmorțit, să știți Dar mă deci simt mai, uh, mult funcționat, mai bine a funcționat. a funcționat Mulțumim foarte mult pentru prezență Mulțumim mare drag cu mare Te așteptăm să ne mai sfătuiești, să ne mai înveți. Și de mâine dimineață, între piese, știți ce facem. În mișcare, în mișcare. le arăt acum imediat dintr-o piesă. Trebuie să vin cu prosop? Nu sunt pe plajă, mai. Am zis că nu Lăsăm prosopul acolo Ne folosim de scaun uh, am o Da, veste exact, pentru... ne folosim de scaun Sunt câteva exerciții interesante Am mm. o veste pentru voi Putem transforma studioul într-o plajă Având în vedere că după noi urmează echipa de 10 ori România Care este 100% Constanțean Deci uh, se simt ca acasă Ce frumos Răzvan Petre, și echipa vă salută imediat, adică vă spun bună dimineața. Noi vă spunem un alt salut de la revedere. Mulțumim, la revedere. Adalia, pentru precizări, cu mare pentru drag. recomandări și te mai așteptăm să drag. facem mișcare împreună. Adică cu Flori, cu Cornel, cu Andreea, cu subsemnatul și cu tine, Dalia Giubega a fost în studiul București FM. Rămâneți ascultători de ce știți voi mai bine să faceți București FM și de 10 ori România. Pe mâine! Ciao. București FM. Aici e capitala.